un oraș al apusului, sau mai exact spus, un oraș care trăiește dintr-o simbioză est-vest. Amplasată pe ambele maluri ale râului Vltava, Praga armănunchează castele, peste 130 de lăcașuri de cult, palate, edificii publice, peste 180 de poduri și pasarele, case de locuit, clădiri care ilustrează toate stilurile artistice și arhitectonice europene. Castelul Praghez, așa cum este cunoscut el, atât de către turiști cât și de către localnici, este ridicat pe malul stâng și a devenit nucleul orașului și sediul șefilor de stat de la început și până în zilele noastre. A fost reconstruit și renovat succesiv. În timp, castelul a fost înconjurat și de alte construcții. Aici, în acest castel, își are și astăzi sediul conducerea Republicii Cehe. Catedrala din interiorul castelului Praghez stă și astăzi de veche cu numeroasele sale mărturii ale istoriei cehe, vitralii lăsate moștenire de sute de ani și totodată acest loc în care familiile regale se odihnesc astăzi într-o criptă specială, o catedrală care a cunoscut încoronarea multor regi cehi. Interiorul acestei catedrale, acestei biserici, îmbină stilul gotic cu neogotic, așa cum de altfel întregul ansamblu de aici, din castelul Praghez, îmbină armonios stilurile romanic, baroc, gotic, neogotic și renascentist.
Podul Carol, veritabil simbol al capitalei, a fost construit pentru a înlocui mai vârstnicul pod Judith, apropiat ca situare, dar mai îngust și mai scund, care fusese luat de apele Vârtavei în 1342. Carol al IV-lea a încredințat arhitecților Otto Master și Petri Parler concepția și execuția lucrărilor care au început în anul 1357. Edificiul se sprijină pe 16 pilaștri, are 516 metri lungime și 10 metri lărgime. Podul a avut mai multe funcții, de legătură între cele două entități urbane distincte, de cale regală urmată de suveran după încoronare, de zonă vamală și chiar de element strategic defensiv. A rezistat mai multor atacuri armate, din care cel mai dur a fost cel suedez din 1648, care i-a și adus unele vătămări. Între 1603-1928, de-a lungul podului, au fost amplasate 30 de statui. Ele înfățișează personaje biblice și sfinți. Și de aici, de la podul lui Carol al IV-lea, ne îndreptăm spre folclor, spre folclorul ceh. Federația de Folclor din Cehia ne-a oferit un spectacol de excepție, susținut de ansamblul studențesc Gaudeamus din Praga. Yeah.